Vă salutăm de pe Transtra Râu. Este într-adevăr unul dintre cele mai spectaculoase trasee montane și de aceea Rodrift a ales ca cea de-a patra etapă să se întâmple aici. Din nou, în mijlocul battle-ului, am revenit în acțiune. Am revenit cu top 8. Iată că am ajuns la top 8, doi piloți bulgari, două BMW R30, V8 Turbo. Ivan Ivanov și Angelov, da, i-am văzut pe amândoi la treabă. Foarte agresivi, exact. Foarte agresivi amândoi. Iată acum și reluarea, George. Vedem încă din start dorința de proximitate. Nu se iartă că se știu. Corect, corect. Și este doar un singur loc 1 în orice competiție. Foarte aproape de parapet acolo. Da, bună trecere. Hai să-i vedem acum întorcându-se în linia de start pentru a doua tură jurizată. Se inversează ordinea așa cum ne-am obișnuit. Angelov primul, Ivanov cel de-al doilea în poziția de urmăritor. Și a început cea de-a doua tură. Wow! Făcut un pic stânga-dreapta mașina lider. Foarte, foarte bună proximitatea. Extraordinar, extraordinar de tare au trecut amândoi. Și, într-adevăr, urmăritorul a făcut spectacol la a doua manșă, la a doua trecere. Foarte buni. Vedem și reluarea. Uite aici. Multă putere pe mașină. Dacă dai un pic mai mult în ea, pleacă. Și inițiere foarte tare, proximitate foarte bună. Și aici, unde de obicei pierzi distanța, parcă s-a apropiat cel mai mult. Excelentă trecerea. Și Mate în poziția lui Tutankhamon, așteptând decizia. Avem și decizia arbitrilor. În top 4 trece Ivan Ivanov, se pare că e cel ales de arbitri ca fiind cel mai bun din această dublă manșă.